Omul de afaceri Mihai Birița avea 51 de ani și locuia în cartierul Meteor. În timp ce se afla la tăiatul porcului, a suferit un infart. Bărbatul a fost transportat cu o ambulanță la unitatea de primiri urgențe din Târgu Jiu, după care a fost transferat la secția de cardiologie a Spitalului Județean din Târgu Jiu. Cadrele medicale nu au mai putut face însă nimic pentru a-l readuce la viață. Curtea spitalului a fost neîncăpătoare pentru rudele care au făcut scandal pentru ca trupul bărbatului să nu fie transportat la morgă. Tăiat un porc. Și a făcut infart? Da. A făcut Ion Mihai. Când a vrut să taie porcul, acolo a căzut. L-a dus cu salvarea la pe Tudor și pe Tudor l-a ținut acolo vreo o oră jumate, până la ora 1 aproape, 12 jumate 1. Și l-a trimis din coace la cardiologie. La cardiologie l-a controlat domnul doctor Lupescu, a venit și domnul doctor Mălăescu, i-a făcut investigații și a avut aorta mărită de 53 de milimetri. Medicii spun că bărbatul suferea de inimă și nu s-a tratat. A fost adus la spital în stare gravă. El acuza, în urma unui efort fizic prelungit, a acuzat o durere retrosternală și durere abdominale. Pacientul era un vechi hipertensiv, dislipidemic, obez, hipertensiv cu valori mari, netratat, neglijat terapeutic. Urma să plece la Timișoara sau legătura cu un profesor de chirurgie cardiovasculară pentru a fi operat, însă, din păcate, disecția s-a produs înainte ca pacientul să fie transportat la Timișoara. Rudele bărbatului au dat vina pe medicii de pe ambulanță pentru moartea bărbatului, acuzându-i că au ajuns târziu. 5 ore și nu veni să-l iasă lucrul. Cine? După salvare. N-a venit deloc să ducă la Timișoara. Da? Și l-a lăsat aceea să moară. Apelul concret, nu știu să vă spun când a făcut, a fost făcut. Eu am fost chemată de la domiciliu, ori considerați că trebuie un timp de ajungere de la domiciliu până să ne încadrăm noi. Imediat cum am avut mașina pregătită, a trebuit spălată, deoarece fusese de la celălalt pacient afectată. În interval de 5 minute, atât n-a luat nouă să curățăm mașina, am susținut la unitatea de spital, care, din păcate, pacientul era deja decedat. La spital au ajuns sâmbătă seara și forțele de ordine pentru a liniști apele.